joi la ora 13, joi 2 septembrie la ora 13, întâlnire la care fiecare dintre ministerele reprezentate în Comitetul Interministerial va primi materiale și se va pronunța din perspectiva ministerului pe care îl conduce cu privire la programul de implementare care va trebui să fie disponibil până în data de 10 septembrie, conform termenului asumat prin memorandum la nivel de guvern. Am prezentat situația actuală, unde suntem și am prezentat obiectivele pe care trebuie să le îndeplinim prin proiectul România Educată. Lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare, așa cum foarte bine știți. Din perspectiva abandonului școlar, a părăsirii timpurii a școlii, ținta asumată de România a fost de 11,3% pentru anul 2020, realizându-se 15,6%. În condițiile în care media în Uniunea Europeană asumată a fost 10%, realizată a fost 10,1%. Ponderea absolvenților de învățământ superior, România și-a propus 26,7% ca țintă, corectată față de ținta asumată de Uniunea Europeană de 40%. De la 26,7%, România a realizat doar 26,4%, în condițiile în care în Uniunea Europeană media este de 40,9% absolvenți de învățământ superior. Din perspectiva educației timpurii, lucrurile stau ceva mai bine, suntem la 82%, în condițiile în care Uniunea Europeană este la 95,3%. Educația timpurii este un capitol foarte important, asumat inclusiv la nivelul proiectului România Educată. Din perspectiva rezultatelor PISA, știți foarte bine că lucrurile sunt mai mult decât îngrijorătoare. Pe partea de citire, România a realizat în anul 2015 38,7% rată de analfabetism funcțional, definită ca atare, iar în anul 2018 a crescut la 40,8%. La matematică de la 39,9% a crescut la 46,6%, la științe a crescut de la 38,5% la 43,9%. Deci, practic, între anii 2015 și 2018, din perspectiva testelor PISA, sistemul românesc de învățământ s-a deteriorat. În condițiile în care, pe toate cele trei probe, media Uniunii Europene este de 22% la citire, adică jumătate din numărul, din procentajul elevilor care nu au reușit să treacă această probă în România, este de 22,9% la matematică, mai puțin de jumătate față de România, și de 22,3% în științe, iarăși jumătate din ceea ce a reușit România. Deci, din această perspectivă, plecăm cu rezultate în România care sunt de două ori mai slabe decât media Uniunii Europene. Am trecut în revistă toate provocările pe care le are sistemul de educație, începând cu echitatea, continuând cu calitatea, continuând cu recunoașterea cadrelor didactice ca resursă cheie în educație, continuând cu atractivitatea scăzută a învățământului profesional, din păcate, deci un răspuns slab al sistemului de educație la cerințele pieței muncii. Învățământul profesional, mai ales în forma lui de organizare, cea mai eficientă, învățământul dual. O a patra provocare e generată de infrastructura învechită și inadecvată din sistemul de învățământ, cu precădere din cel preuniversitar. A cincea provocare este generată de subfinanțarea sistemului de educație. În momentul de față suntem la puțin sub 3,6% din produsul intern brut, iar un obiectiv asumat prin România Educată este atingerea unui obiectiv intermediar, este atingerea pragului de 4,7% din produsul intern brut, pentru că acolo este media Uniunii Europene. O altă provocare, dincolo de subfinanțarea sistemului de educație, este ponderea inacceptabilă a persoanelor cuprinse în forme de învățare pe tot parcursul vieții. România și-a asumat o țintă de 10% pentru anul 2020 și a reușit să realizeze puțin peste 1,1%.
în condițiile în care Uniunea Europeană, în medie, și-a asumat o țintă de 15% și a realizat 9,2%. Obiectivul este extrem de ambițios. Este vorba de o pondere de 45%. Suntem la puțin peste 1% și ne-am asumat pentru anul 2030 45% ca obiectiv. Din perspectiva abandonului școlar, România și-a asumat o țintă de 9% în condițiile în care suntem acum la 15,6% din perspectiva părăsirii timpurii a școlii. Toate aceste provocări își vor putea găsi rezolvarea într-un pachet legislativ care va fi structurat conform proiectului România Educată pe 10 capitole. Este vorba de cariera didactică, este vorba de management și guvernanță. Aici fac o precizare. Nu vom aștepta pachetul legislativ pentru că suntem nevoiți să adoptăm măsuri încă înainte de a avea acest pachet legislativ și dau exemplu concursului pentru ocuparea funcțiilor de director în toată țara, concursuri care vor fi demarate în data de 14 septembrie. Profesionalizarea carierei didactice, alături de profesionalizarea managementului școlilor din România, sunt obiective esențiale. Un alt capitol este acela de finanțarea învățământului preuniversitar și aici doar o idee aș vrea să vă prezint, care duce finanțarea sistemului de învățământ într-o altă paradigmă, alături de finanțarea per elev, care și-a demonstrat limitele. Ne-am asumat propunerea de a introduce finanțarea per formațiune de studiu. Este vorba de școlile din mediul rural cu precădere, acolo unde nu există mai mult de 5, 6, 7 copii în aceeași clasă, în care finanțarea este de 4-5 ori mai mică decât clasa din mediul urban, cheltuielile fiind aceleași, cel puțin aceleași, cu plata profesorilor, plata materialului de pregătire și toate celelalte costuri ale educației. Avem de asemenea capitolul care privește infrastructura sistemului de educație, apoi curriculum și evaluare centrate pe rezultate, apoi educație inclusivă, alfabetizare funcțională, promovarea educației STEAM, digitalizare și reziliență. N-aș vrea să intru în detalii pentru că pentru săptămâna viitoare veți primi cu toții un material care să arate cât mai clar liniile care vor fi incluse în programul de implementare, care, repet, va fi adoptat înainte de data de 10 septembrie. Următoarea ședință va fi, așa cum am spus, joi, 2 septembrie, la aceeași oră. Aștept întrebări din partea noastră. Bună ziua, Diana Dumitrașcu, Televiziunea Română. Domnule ministru, dacă îmi permiteți o primă întrebare pe un alt subiect legat de proiectul de ordin de ministru pe care l-ați pus în dezbatere publică, cel referitor la analizarea tezelor de doctorat, perioada 1990-2016. Vă rog dacă puteți să ne explicați de ce această variantă a strategiei, nu a unei strategii unitare la nivel național, ci a unei strategii pe fiecare universitate în parte, strategie antiplagiat. Sistemul universitar este un sistem descentralizat. Am cerut în data de 18 februarie un proiect pentru o strategie națională de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat. Pentru că foarte multă lume vorbește, exprimă opinii, corecte de altfel, dar observând că nu se întâmplă nimic, am adoptat această soluție prin care fiecare universitate care este instituție organizatoare de studii universitare de doctorat va trebui să aibă până la finalul acestui an o strategie proprie de prevenire și combatere a plagiatului. Strategie care va trebui afișată pe site-ul propriu. Mai departe, fiecare universitate va avea o structură adaptată dimensiunilor activității, pentru că avem universități în care s-au susținut 200 de teze de doctorat în perioada 90 iunie 2016 și universități în care s-au susținut 2000, 3000, 5000. Structurile vor fi adecvate și universitățile vor decide singure. Aceste structuri vor avea activitatea corelată cu cea a Secretariatului Școlilor Doctorale și Secretariatului instituției organizatoare de studii universitare de doctorat. Până acum, dincolo de opinii,
și de concentrare pe cazuri punctuale, nu am avut o finanțare sistemică, o finanțare solidă, pentru că toate aceste lucruri necesită resurse. Este pentru prima oară când Ministerul Educației a asumat finanțarea într-un cuantum de peste 25 de milioane de lei doar pentru lunile rămase în acest an. Va trebui să avem o strategie proprie, o structură și va trebui să începem cu digitalizarea tuturor tezelor de doctorat, care teze de doctorat în momentul de față sunt prăfuite, legate, în depozite, ele vor trebui să fie scoase la lumină și în primul rând digitalizate pentru a pregăti procesul de evaluare. Proces de evaluare pe care universitățile îl vor face din perspectiva mecanismelor interne de asigurare a calității. Precizez că evaluarea universității este total independentă de evaluarea pe care CNAPCU va trebui să o facă ori de câte ori va primi o sesizare pe baza regulamentului pe care știți foarte bine îl are. Deci, evaluarea făcută de universități începe cu strategia, structura și digitizarea tezelor care se găsesc în cea mai mare parte doar în format electric, iar CNAPCU continuă procesul de analiză a tuturor sesizărilor pe care le primește în paralel. Dar cine poate oferi garanția că o teză de doctorat nu este un plagiat dacă e analizată la Universitatea din Timișoara, spre exemplu, și dacă e analizată la Universitatea din Constanța, care consideră că e un plagiat acolo? Cine oferă această garanție, având în vedere că nu avem o strategie unitară, ci strategii pe fiecare universitate în parte? La finalul acestui proces, fiecare conducător al unei universități, fiecare rector al universității, va asuma un raport prin care va preciza. Au fost analizate 2347 de teze de doctorat, 2341 n-au niciun fel de problemă, la două teze avem semne de întrebare și celelalte patru teze sunt plagiate. Mai departe, pentru cazurile în care vor fi semnalate probleme, va interveni CNAPCU automat. Vor fi sesizări. Raportul rectorului se va constitui în sesizare către CNAPCU. Deci asumarea răspunderii este un principiu important. De altfel, vă reamintesc că aceste teze de doctorat au fost susținute în universități, cu conducători de doctorat din universitate, cu comisii de îndrumare din universitate, cu comisii de susținere în universitate și cu documente asumate de către universitate, deci ar fi trebuit să existe deja această garanție. Dacă mă întrebați de ce ne oprim la iunie 2016, răspunsul este foarte simplu. Pentru că din iunie 2016 universitățile deja au urcat în format digital toate tezele susținute pe platforma gestionată de către UEFIS-CDI. Mai puțin acele teze ale căror autori, într-un termen de grație de 24 de luni, au decis că își publică singur rezultatele. Dar când se împlinesc cele 24 de luni, ele sunt deja în format digital și ele sunt deja disponibile pe platforma UEFIS-CDI. Ar fi fost o dublă finanțare dacă am fi mers cu analizarea tezelor și după iunie 2016 ca termen de susținere. Sper că am răspuns clar. Încă o dată, este prima oară când cineva oferă finanțare pentru etică și integritate academică. Aceste structuri vor avea ca atribuții și formarea de formatori, în așa fel încât să fie îndeplinită și componenta de prevenire a plagiatului, în așa fel încât studenții la licență, master sau mai ales la doctorat să știe ce reguli trebuie să respecte. Partea de prevenire este o componentă importantă a acestui proiect pe care îl finanțează Ministerul Educației. Diana Bonea, Realitatea Plus. Domnule ministru, le puteți explica o serie de criterii legate de acel ordin comun sănătate-educație? L-am ascultat pe ministrul educației cu detalii despre programul România Educată. Ministrul a trecut în revistă multe din problemele din sistemul de educație, un domeniu afectat de subfinanțare cronică de ani de zile. Programul România Educată va însemna un set de legi pentru a rezolva, măcar în parte, problemele din educație. Și vă reamintesc, la ora 17, ministrii sănătății și educației au fost convocați de președinte la Cotroceni pentru o ședință de lucru privind începerea noului an școlar. Noi acum mergem mai departe cu știri.